Tragedie la maratonul Unirii de la Focșani. Un sportiv a făcut infarct la scurt timp de la startul competiției și a murit. Cătălina Buzeanu este în acest moment în direct și ne aduce informații despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Te rog, Cătălina, bun găsit! Bun găsit tuturor! Bărbatul avea 63 de ani, iar în timpul maratonului a căzut pur și simplu ca secerat din picioare, a făcut infarct. Iar colegii care participau de asemenea la această competiție l-au observat și au sunat imediat la 112. La fața locului a ajuns un echipaj smurt care a început manevrele de resuscitare. Între timp s-a luat decizia transportării bărbatului la spitalul din Focșani și acolo medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe au continuat manevrele de resuscitare, însă, din păcate, bărbatul a decedat câteva ore mai târziu. Vorbim despre Ilie Roșu, unul dintre cei mai cunoscuți maratoniști din Vrancea, care astăzi urma să alerge 42 de kilometri la Maratonul Unirii, evident organizat cu ocazia zilei de 24 ianuarie, îmi cer scuze. Ilie Roșu a mai participat până acum la nenumărate competiții, atât în țară cât și în străinătate. La 65 dintre acestea a purtat cu mândrie pe tot parcursul competițiilor drapelul în mână.